PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți Hamster. Astăzi pe Mind City este ultimul episod, youtuberiștea proști mai intră pe serie, este pustiu serverul, m-am gândit cu Nocivanu să distrugem secția de poliție, ne-am săturat, polițaii ăștia puturoși, leneși, putori ordinare, efectiv nu fac nimic, se fură, se intră prin infracții, se pun semne peste tot, e bătaie de joc, așa că am zis, știi ce? Bine, hai să vă arătăm de ce sunt niște răufăcători cu adevărat în stare și efectiv am distrus tot. Le-am luat armele, le-am furat banii, le-am ascuns banii, le-am distrus camerele, le-am distrus tot. Apăsați like, vreau să văd peste 8000 de like-uri la acest episod, pentru că în câteva zile începe școala și o să moară canalul de YouTube. Mergi pe ihateping.ro și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, vă rog, urmăriți ihateping.tv, e la fel, gen, sunt poze frumoase cu mine, vă rog. Unde-i mă Nocivanul ăsta, Nocivane? Ding, 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 de ce nu-ți pui sonerii aici la ușă, Nocivane? Scuze, de data asta nu am, dar promit că până data viitoare o să-mi pun. Poftește înăuntru că plouă afară și păi o să văd, văd, e furtună mare afară și... Bă, nu știu de tine, Nocivane, tu ai observat că în ultimul timp când te plouă afară parcă put așa hainele pe tine imediat? Ce e cu ploaia ale asta? Ale mele nu simt că ar mirosi, dar ale tale chiar mirosul. Bă, cum adică? Bă, Nocivane, m-a prins odată o ploaie, tu și cum împuțeau încălțările, nu înțeleg ce se întâmplă. Cred că e ok, asta e în nocivă. Realitate sau aici la noi? Nu, actually, în realitate, da. Nocivă. Da, e nocivă ploaia, da. Oricum, am venit la tine, Nocivane, pentru că am o treabă. Ce mică. Înainte de toate, ia un loc, te rog, să-ți aduc o cafea aici, totul pregătit. Nu, doar un ceai, Nocivane, că nu mai beau cafele. Un ceai, ok. Da, okay. Da, da. Ceai de mentă sau... Poate să fie și de mentă. Gen, am doar de mentă, așa că-ți aduc okay, de mentă. Ok, da, merge. Da, ai cu miere? Că ăla îmi place. Nu, hai că mai ai și pretenții. Nu am, n-am miere. Ai deloc. Doar zahăr? Da. Păi ăla zahăr nu e bun. Zahăr cu bulețe. Nu e bun ăla. Zahăr brun. Ăla da, ăla e... Ok. Bun, ce te aduce pe la mine, drag prieten? Frustrările, Nocivane, nu mai pot. Crede-mă, e nu mai e mult și cred că nebunesc. De ce? Adică sunt multe motive în Mind City pentru care ai nebunit, dar gen, care e motivul tău? Mă, Nocivane, eu mă simt de parcă totul e așa, gen pe final, mă simt de parcă se termină. În oraș și criminalitate, e pustiu, e... Nu știu. E vremea asta nașpa și în realitate și aici. Da, și la tine plouă. Da, de rupe. Da, și la mine plouă, da. E sfârșitul lumii, cred. Da, măi, lasă că măcar aici s-a oprit. Da, nu știu, mă, Nocivane. Ideea e că, nu știu, sunt așa un pic supărat. Mă gândesc la cei care ar trebui să ne conducă, la cei care au puterea de a ne băga în pușcărie dacă facem rele și mă uit și văd că nu-și fac treaba, Nocivane. Gen, gen poliția, urăsc poliția din Mind City. Deci, gen, chiar urăsc poliția din Mind City. Poliția din Mind City își bate joc, bă, Nocivane, chiar își bate joc. Da, e inexistentă, nu că își bate joc, e Danica pe care îl mai vezi prin sublimă, oraș. E sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, așa a zis odată cineva. Da? Ok. Da, chiar un mare poet. Nu, și nu știu ce să fac, că efectiv putem noi să facem ceva, să îi scoatem pe ăștia din prorog, să le dăm de treabă, că eu am o idee, dar nu știu dacă te bagi, că nu aș vrea să mă duc singur acolo, să am un complice. Hai să ascultăm ideea și vedem. Bun, deci știi că poliția are niște uși secrete cu coduri, cu de-astea, cu... Da, gen am intrat prin secția de poliție de vreo 5 ori, fără probleme. Da, dar vezi că au schimbat codul recent și cine știe nou cod. Nu cred că e nevoie de cod neapărat. Da, ce e acolo? Ce e ăla? Ține și tu unul, dar dacă știi codul e mai bine că nu le mai irosim. Se numește Codebreaker, poți sparge absolut orice încuietoare cu cifru, simplu de tot, doar cu un click. Bă, e bine. Eu acum știu codurile, acum numai dacă le-au schimbat din nou, dar nu cred că s-au gândit ei la... Dar gen, e același cod la toate ușile? Că din câte știu ei bine, ei bine, da, adică... Gândește-te că a intrat Rodby în pușcărie și am stat la ușă și am încercat codul de 5, 6, 7 ori și l-am nimerit și era același cod și la ușa lui de la pușcărie. Spune-mi că nu-i 1, 2, 3, 4. Nu, e alt cod, o să mergem și îl încercăm, dar ideea e că am intrat după aia cu Rodby în depozitul lor de armament, le-am furat câte o armă din fiecare, ne-am luat gloanțe, dar am zis astăzi nu, m-am săturat de polițaiști ăștia, Nocivane, vreau să mergem.
intrăm peste ei, le spargem tot, le luăm arme, tot, o să eventual punem și lavă sau ceva pe acolo, nu știu, să fie dezastru, să ne batem joc și noi, bă, nocivane, cum își bat ei joc de noi, bă, că n-am mai băgat un răufăcător în pușcărie de mult. Ok, și în felul ăsta îmi transmite un semnal de alarmă că sunt efectiv neprofesioniști și că oricine ar putea intra oricând să le ia armele, să le distrugă secția. Deci, practic, poate după chestia asta se pun și ei pe treabă și securizează. Că uite-te și tu aici. Deci aici nu intră nimeni în casa asta. Păi, securizat-o de ce n-are ca... și poliția așa? Securizatul ca securizatul nocivane, dar ideea e să bage răufăcătorii ăștia în pușcărie, că m-am plictisit. Păi da, dacă nici măcar secția de poliție nu e apărată și noi am putea face chestia asta, așa o să facem. Păi poate o să le dăm toate armele. La un ce apel. Se așteaptă? Le dăm un apel de trezire când o să vadă ce e acolo, zică, bine mă, hai să prindem niște răufăcători, poate în sfârșit și se pun pe treabă, mă gândesc. Sincer, da, deci fii atent, accept chestia asta și nu doar că o accept, nu vreau să fie un job, poate voiai să mă plătești, poate nu contează, eu nu accept bani, dar normal o să vin să le transmitem un semnal de alarmă, să le arătăm cât de nubi sunt, practic. Ai niște semne pe acasă că nu știu, aș vrea să le lăsăm și niște mesaje așa mai răutăcioase. Ok, hai să... dar trebuie oricum să ne și deghizăm, să nu cumva să aibă camere sau ceva. Am eu nocivane, am cumpărat eu de la magazinul tău de acostumații de alea negre de... Bine, mergem știu la că mine. Ți-am vândut atunci vreo 5 seturi sau ceva. Ce? Am mai cumpărat, am seturi pentru toată lumea. Dar ideea da, e gen, că... n-am lemne, dar o să mergem noi să luăm ceva lemne, că nu, se lasă, ia ușor. Bă, nocivane, lasă, hai mergem la mine la subsol să-ți arăt nouul subsol, de ce frumos e și luăm de acolo stai tot ce ne trebuie. Am o problemă înainte de asta, gen, chiar nu-l mai găsesc pe Patrocle Junior și nu știu pe unde să-l caut. Așa că poate după ce rezolvăm toate chestiile astea ne uităm un pic după el. Ieși tu avionul și mergem în căutare, că nu știu unde e efectiv. Aici mi-au lăsat ăștia gunoaie, că nu eu l-am pus. Foarte fain în Mind City. Iubesc da, Mind City-ul. Bă, joc și la mine, intră pe teren, găsesc semne peste tot. Îmi vorbesc urât, nocivane, mă înjură, îmi zică schel urât. Te înjură, îți doresc da. Rău, aolo, urât. Da, e oribil de tot ce se întâmplă, nu mai pot, sincer. Ok, e... dăm doar 2 secunde să caut ceva în chest și vin și eu la tine imediat acasă. Bine, o să... Mamă, ce plante miștoare, nocivane, aici. Bun, deci practic asta o să facem astăzi. O să intrăm prin efracții la poliție și ne batem joc, bă. Bă, eu aș și exploda, mă, secția de poliție, bă, aș și exploda, aș zice, gata, bă, s-a terminat. Asta e așa, noi o să coborăm puțin aici. Apropo, faceți cunoștință cu noua mea iubită, Bianca. Înainte era doar Bianca, dar Bianca aia pe un live a urcat pe scară sus și sus de tot și deși era noapte afară, aparent s-a ars de la soare, pentru că luna e luminoasă doar pentru că reflectă lumina de la soare. Și ideea e că din cauza că eu în tavan am 3 geamuri, a stat acolo și a dispărut și mi-a fost foarte dor de ea până când am adus-o pe Bianca, care este de 2 ori mai bună decât Bianca. Bun, când vine Nocivanu o să-mi zică el, eu ar trebui să fac o chestie repede. Deci i-am zis Nocivanu că aș vrea niște semne, da? Hai să găsim niște semne. Și în afară de asta, ce am putea noi să punem acolo? Ar trebui să... astea ar merge puse cam multe și sunt verzi și frumoase. Bun. Ce mai putea noi să facem? Apă. Yes, am putea să vandalizăm de tot. Sticlă. Perfect. Am o grămadă de astea, o să lăsăm acolo. Bă, cea... plante peste tot. Yes, o să punem plante. 2 TNT-uri așa de efect. Ia uitați-vă armele astea șmechere. Sunt de aur acum, aparent pot să colorez și armele astea noi. Apropo, în cazul în care n-ați văzut, cam așa arată nou subsol, eu zic că arată foarte bine. Avem chesturile aici, trebuie să mai decorăm pe aici, dar nu acum, pentru că ăsta este nether-ul meu. Deci ăsta este efectiv un nether pe care l-am adus aici și este al meu. Și lui Bianca îi place foarte, foarte tare nether, pardon, Bianca, îi place foarte tare nether-ul. Aici avem propria noastră peșteră cu efectiv vegetație. Mă rog, nu prea sunt animale și chestii, dar nu are importanță. Iar vecine, aici avem... Vecine, da, cam ai avioane, așa, nu glumă. Ai văzut colecția mea de avioane. Hai, nocivane, intră aici. Ok, acum stai să nu ne audă nimeni. Eu, nocivanul tractor, ce zici, frate? Așa rămâne. Hai, intră aici și închide aia după tine să nu scape Bianca. Bianca e aici? Păi de ce Bianca, gen? Pentru că prima Bianca a ieșit afară, s-a urcat pe scară și a fost arsă de soare și asta e a doua mea iubită, Bianca.
A, și gen ai clonat-o sau cum? Sau ai găsit m-am dus și am găsit-o în Nether, gen, și s-a îndrăgostit... În Nether? În Nether, da, de acolo le găsești. Mamă, înseamnă că e on fire, gen. Da, e focoasă rău, e focoasă rău, Nocivan. Focoasă nucleară. Ia uite, nu poate să stea departe de mine, ce părere ai? Dar de ce e mai înaltă decât tine, asta vreau să întreb. E pe tocuri. Nu e pe tocuri, de seama că și-ar pune și tocuri. E pe tocuri, Nocivane, nu te mai... Așa-i plac ei, băieții, mai scuzi, ok? Ok, dar gen, e diferență prea mare. Dar iubirea nu are, nu ține cont de înălțime, ok? Da, nu te mai uita, uite-te la acvariul meu, Nocivane, ce zici de el, ia uite ce frumos. Eu nici măcar n-am avut timp să mă uit aici, what? Eu m-am speriat direct de Bianca, deci aici e un acvariu. Sunt vreo 2-3 pești undeva, se ascund. Da, să vezi celelalte locuri. Sau ceva? Da, ăsta e un fel de biom de ocean, iar aici avem avem un efectiv Nether, un Nether întreg am adus aici, ce zici? Mamă, cât de șmecher arată. Deci chiar arată, asta arată a un fel de portale, adică chiar zici că aici e Nether-ul, știi? Da, zici că intri practic prin portalul spre Nether și ajungi direct în Nether. Da, și mai am aici o peșteră foarte frumos făcută și aș vrea să mai fac unul de ăsta pentru End, când mergem în End. Nu, ceva ne apropo, știu locația secretă, am putea să mergem doar noi doi să batem dragonul. Să nu mai zicem noi la nimeni. Și Bianca la cât și de aproape Bianca, da. Da, e okay, foarte... Da, okay, vreau să mergem. Da, e foarte... Da, și aici, ați zis, aici fac End-ul, când o să fie. Dar ți-o lua ceva timp să faci toată chestia asta, arată genial, sincer. Deci chiar arată frumos, chiar zici că ești în 4 locuri deodată aici când cobori jos, e chiar frumos. Ai, și asta, cu asta vrei să închei, nu? Mai da, aici vreau să fac end-ul și da. Bun, fii atent ce am luat eu și zic eu că am putea să folosim după ce vandalizăm și furăm tot de acolo, gen inclusiv arme. Avem niște apă, avem zaruri verzi. Am găsit și o grămadă de lemne pentru mai multe sign-uri dacă cumva ne trebuie. Da, nu știu, zic că ajung 17, dar uite, dacă vrei tu, hai că mai fac încă câteva. Eu zic să punem ăstea, uite-te ce am găsit eu, nu știu dacă le știi. Ce sunt? Mamă, nu, că le ia cu atacul de epilepsie. Păi nu-i nimic, asta e ideea, să tragem un semnal de alarmă pe bune. Bianca, nu sări pe pink aici pe video-ul meu, bă, că e aiurea, adică gen, se uită și copii aici. Bă, Bianca, lasă după când mă întorc, diseară, nu acum. E foarte sufocantă uneori, Bianca, să știi. Dar eu tot te iubesc așa cum ești. Ești foarte frumoasă. Dar ce se ține după tine? Nu înțeleg de ce. Efectiv, doar după tine se ține, uite. Păi e loială, Nocivane, e loială. Păi da, mă, dar cum faci? Că e medieval mob. Cum adică? Cum adică? Este dragoste adevărată, Nocivane. Da, dar chiar vreau să-mi explici cum faci pe bune. Că uite-te, deci orice își face nu vine la mine. Păi nu vine la tine, că pe mine mă iubește. Doamne, ok, vreau să-mi spui după episod cum ai făcut chestia asta, că-s prea șocat. Bine, hai să mergem afară. Stai, nu, vino înapoi, că am uitat costumele. Okay. Ia-și jumătate din ele și pui și astea, te rog eu frumos. Ok, da, stai așa să văd unde sunt costumele, să-ți zic ca să iei și tu... Uite aici, ce-s ăsta? Mi-e place că tu te miști așa în slow motion, așa te miști. Bă, sincer, da, am văzut, e The Sami Hosting moment. Pică Mind City-ul se duce. Da, e final. Uite, Nocivane, ce sunt ăsta? Vezi că ai și tu costumație de-asta. Ok. În cazul în care n-ai, cred că... Da, îmi lipsește o bacalava-cavacă de-aia. Ia-ți și papucii și tot. Mai îmi trebuie doar pantalon, că păpucii aveam eu, aparent. Gata. Let's go. Hai să mergem. Dar ieșim așa dacă ne vede lumea. Cine să ne vadă? Lasă că mergem cu mașina și trecem repede, nu ne vede. Ok. Așa. Mai intră repede aici. Auzi, crezi că au și cameră? Dar nu contează că suntem costumați, nu ne știu. Nu contează, nu ne vede nimeni. Chiar așa. Fă giratoriu curec ca să nu fim dubioși. Au și un avion în plus acolo, prin care, opa! Dacă vede pentru condiția ta. Opa! Actually, nu am un avion albastru. Dar dacă îl pun acolo... Ai, am venit cu mașina mea, dar te zic că nu știu despre ce e vorba. Mâinile sus! Mâinile sus! Poliția! Bă! Hai că poliția! Tole, bă, lasă-le, că să le anesteziem! Bă, le anesteziem! Hai că le-am anesteziat de tot! Bun, Nocivane! Să nu vadă, bun, hai, deschide! Fii atent! Păi nu-s acolo armele, nu sunt zona aia! Da, stricăm tot! Deci fii atent, codul e 5D7, da? Ok, 5D7, ca la păcănele! Ca la păcănele, ia tot! Mă, o pus codul ăsta cumva, Rodby!
Cred că nu Rodby, dar cred că cineva tot l-a pus. Strică tot, strică tot, absolut tot strică. Da, știi că eu am construit toate astea, nu? Îmi pare rău. Știu, știu Nocivane, dar uneori în viață trebuie alții să sufere și să nu mai aibă lucrurile pe care le-au construit alții că pentru acum ei. Acum cu siguranță de acum o să fie mult mai atenți. Sau ori asta, ori efectiv nu o să mai existe poliție în orașul ăsta și e același lucru până la urma urmei, că nu se ocupă nimeni. Măcar să scăpăm de grija că ne ia pe noi cineva la poliție dacă chiar nu e poliție. Până la urma urmei, eu sincer o gândesc asta pentru oraș, că dacă poliția va reveni, poate scade rata de criminalitate, infracțiunile, că e prea jale, e nebunie. Asta, nu știu, nu putem să facem nimic cu ele, cred că așa o să rămână aici. Ok. Yes. Omul de zăpadă eu l-am pus. L-am stricat și pe ăla, pare rău ceva. La cod, aici la ăsta cred că știu eu codul, ia. A, nu e ăsta? L-o schimba. E tot 7777. Serios. Să vezi și să nu crezi. Nu merge. Cum nu merge? Merge, Nocivane. Uite, m-am pus. M-am pus în pat aici. 777 și nu merge, jur. Bă, 5 de 7. 5 de 7. Okay. Strică și aici. Strică-le toaleta. Strică tot. Ha, distrugerea. Mamă, ok. Aia e gata. Ia că intru aici. Pa, pa, dușul ăsta. Pa, pa. Bă, nu pot să cred că nu pot să sparg dușul. A, gata, pot. Gata, am spart și dușul. Bun, am terminat încă o celulă. Ok, eu am mai terminat o celulă. Celula. 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 S-a dus. S-a dus celula. Cu torțele rămâne, ălea le las. Adevărata întrebare e celulă procariotă sau eucariotă? Bun. Aruncă gunoaiele astea aici să nu ne prindă nimeni cu ele. Ia uite, frigider tot. Mă duc și în celula asta de maximă securitate. Oh, a intrat apa, Nocivane, gata. Opa, s-o am pus apa. Semne? Asta e goală. E goală, ce? Da. Cenzurează repede. Ok, punem din astea așa. Ce să scriem pe semnele astea? Apa. Jos poliția. Ia. Jos poliția, jos cu poliția jos din Main City, înțeles? Jos, normal că poliția din Main City, Nocivane, la ce te gândeai? La nimic altceva. Am tot respectul față de polițai adevărați care mențin ordinea și legea în România. Dar nu ai respect pentru polițiștii din Main City care nu respectă legea și niște putori, niște oraș. Putori ordinare. Da. Jos poliția. Da, uite, Dani, deci Dani polițistul în momentul ăsta e în oraș. Oh, dar nu no. Știe ce se întâmplă. Oh, no, e în oraș. N-are nicio problemă, mă, el cu din astea. Camerele astea, nu le putem scoate, ok. Nu, alea o să rămână, decât dacă poți să scoți blocul de dedesubt. Nu, uite mă, ba da, merge. E că opa. Merge. Nu, tu le-ai ia, pus? Ia, vezi că ești genial. Opa. Ba da, eu cred că le-am pus, dar nu am la mine removerul, dar putem să le scoatem așa lejer. Da, bun, fii uite atent. Ce înseamnă să nu-ți securizezi totul, la mine n-ai cum să faci treaba asta. Sparge bine repede tot și aici. Au, știi ce? Atunci dacă chiar merge, stai să scoatem camerele astea. Da, scoate tot. Să nu zică că mi-au văzut mie mașina și să mă bage la orice cameră vezi, scoate. Asta. Perfect, am scos și asta. Mai este aici una, mai este aici una. Da, m-au pus peste tot, mă, ești nebun, zici că au ceva de ascuns. Păi eu am pus peste tot, cred că eu le-am pus. Păi și de ce tot pui peste tot? Ce ai de ascuns, Nocivane? Eu n-am nimic de ascuns, dar gen... Ăștia nu cred că se uită pe camere, sincer. Nu, deci, cred că știu, mă, ăștia. Dacă nu vin la muncă, nu se uită nici pe camere. Am mai scos... Crezi că mai mănânc avionul ăsta? Cred că o să... Îl iau și îl revopsesc, Nocivane! Bun, bine-s. Du-l momentan la tine pe plot acolo. L-am aruncat la Ovidiu pe plot, e ok. Dar bă, pincane, bă. Explică-mi și mie, ce securitate e aici când noi putem... Bă, lasă alea acolo, asta nu. Nu, aia e ilegal, ok? Trebuia să le securizeze, mă, că trebuia să securizeze asta. Ia, eu ce aici? Aș securiza secția, clar. Banii, vrei să furăm banii? Nu. Așa nu vrei, e prea mult. Știi ce vreau să facem? Eu vreau să scriu în cartea asta, jos poliția. Fii atent, tu să fac și eu o schemă, până scrii tu acolo ceva. Gratis, vrem mending gratis. Ia că am pus. Așa. Nu e nimeni, e încă safe afară, e încă safe.
Ce craftează, mă, nu ceva în ăsta? Uite, asta. Punem banii sub ăsta. Dacă sunt polițiști adevărați, o să-i găsească. Dacă nu, și vrei să-i muți dincolo. Aolo, nu cred, mă, Giovane, nu o să se prindă. A, dar stai că nu pot să-l mut acum și nu pot să deschid chestul. Pun mai jos cu una. Nu-i problemă. Stai așa, pune acum, pune acum. Ai putut tu, perfect, perfect. Pune acum. Stai că trebuie să iau așa, dă-mi două secunde, iau banii. Da, puneți armura acolo, sigur, nicio problemă. Nu că o iau înapoi, gen. Și dirt-ul ăsta lasă așa în loc de bani. Exact, exact. Mută ăla acolo. Punem un bloc înapoi, zi-mi tu, te rog, că ai concretul. A, aici, 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 aici. Acolo concretul. Safe. Safe, așa, bun, mamă, nu o să știe. Ia uite-te în cartea aia, uite-te în cartea aia. Ia, jos, poliția, poliția, vrem mending gratis. Ok, cred că nu o să ne dea mending gratis. Posibil, gen, să nu ne dea. Dar nu are importanță. Spargem ăsta. Noi și așa nu mai vrem mending, gata, am terminat cu el. Bun, și acum peste tot vreau să punem ăstea neapărat. Hai să le stricăm calculatorul să nu se mai joace solitaire. Le-am furat calculatorul. Cred că nici măcar solitaire nu se joacă. Vreau scaunul ăla de gaming. Ăstea-s noile calculatoare. Noile calculatoare, pa, pa. Dacă vrei poți să o iei și pe Ana, dacă vrei, ia uite-o. Aș vrea să o iau pe Ana acasă, dar gen, când o iau în brațe, gen, nu prea-i place. Păi trebuie să-i cer voie, gen, să vină ea cu tine, nu poți să o iei chiar așa cu forța. Oh, furele costumațiile, furele costumațiile, fură tot. Uite așa, să știe că ori fost aici odată și odată. Mamă, okay. Ce e aici. Stai așa să pun toate costumațiile astea, le iau la mine, le iau la mine, gata. Nu. Așa, gata, am luat. Auzi, vrei să punem camerele astea după ce terminăm cu ele, să le punem undeva pe toate, într-un singur loc, alt loc? Da, am putea să mutăm camerele și așa avem noi acces la ele și practic mai și vedem ce se întâmplă în secție. Oh, bastoanele, secție. Gata, dispare aia. Mamă, ce aici? Enter Shell Field Drum. Nu, ăla ăsta e alt cod. Cum să fie alt cod? Ia vezi. Ia uite, am găsit un backpack de poliție. Nu, la ăsta chiar e alt cod. Ah, păi folosesc codebreaker-ul, let's go. Mamă, bă, ce-i aici? Nu, Civane, toate astea sunt pline de benzină. Da, dar aici am găsit 1900 de năsoși, gen. Cât? Și demisia mea. Când mi-am dat eu demisia. 1500, ia, fură tot. 1900, uite aici. Au arme aici, nu știu dacă vrei să iei ceva, ia, eu le-am lăsat un să... un backpack, ce se întâmplă? Da, au niște pistoale în el. Ok, și luăm toate armele astea? Bă, eu nu le-am luat că nu-mi trebuie, dar eu le-am luat butoaiele cu benzină confiscate de la Ovidiu, acum 10 ani, dacă nici mai știi. Nici nu-mi trebuie. Eu cred că-ți trebuie benzină, nu, Civane? Nu îmi trebuie benzină, că ai tu acum infinită și îmi dai și mie, că ești de treabă. Păi și unde, ce vrei să faci cu... Oh, no. Stai un pic să vin și aici. Oh, să deci sperăm eu cu banii că... 1900 vreau să-i pun jos, de tot acolo, tot în chestul ăla. Să sperăm că n-a ce văzut nimeni achievement-ul ăla de l-am făcut. Ok. Ok, grăbește-te. Traffic police. Grăbește-te. Ești? Da, sparge tot. Stai că mi-am pierdut ăla. Aoleo, nu, Civane. Mă mai auzi? Da, te aud. Vă pun plante. Putem să... Ok, gata, cred papa, că nu arme. Mai putem ieși din cauza că am pus eu toate astea. Aoleo, sparge toate astea. Ok, se vor despauna, sper să n-ajungă. Oricum loc n-avem să le luăm pe toate. Nu lasă-le acolo să rămână distruse, nu ne interesează de ele. Avem suntem noi arme mai bune. Ultimii vandali. Eu nu știu de tine, dar eu am arme, eu am efectiv, da, am efectiv arme de aur, adică nu-mi trebuie astea de la poliție. Ok, ce-i cu TNT-ul ăsta aici? Tu l-ai pus? Da, eu l-am pus ca să mă cațăr undeva. M-am speriat de a murit. Îți dai seama cum era să fie cineva pe aici să ne fie auzit tot planul? Da, cred că n-ar fi foarte ideal să vină cineva acum. Cred că niște zaruri ar merge aici. Pune și niște de-astea de strobe. Gata, aia e, să facă ei curățenie. Ok, bun, cred că ajunge. Da, ajunge, e mult. Hai prea mult. Hai să pun banii, vreau să-mi pun ține de 6 până-i pun. Știi să muți ăla, da? Ok, da. Fii atent ce o să facem. Hai și ajută-mă că nu am tasta pusă din controle. Că știu că așa se ia, dar nu merge la mine. Bun. Trebuie să dai din partea de sus a blocului. Da, știu, dar am eu ceva în controle. În fine, nu contează. Bun. Auzi, hai să mergem să facem o chestie. Mamă, am văzut mișcare, era Maria. Am văzut că e cineva. Hai să punem, cum îi zice, toată benzina aia. Să o punem în, cum îi zice, la benzinărie. Da, în pompe, pentru săteni, pentru orășeni. Da, o să creadă după că e Ganicus, gen.
O să credă că... Na, da, e al lui Benzilea. Auzi, fii atent. Sau a cui acum. Da, a lui e. Fii atent, dă-ți, dă-ți aia asta jos. Acum nu, e la Ovidiu, e la Ovidiu. N-am loc, stai un pic să-mi pun armura asta, așa, bun. E la Ovidiu. Asta este mai bine, mă oprește cu armura de netherite. Ok, gata. A, l-ai lăsat aici? Da, ia-l tu și... Nu, stai să vedem dacă e liber întâi și ne întoarcem noi după el. Că e albastru și se prinde că e de la poliție. Ok. O să-l vopsim noi după, nu e problemă. Am eu repede să tragem o vopsea ilegală. Bun. Ok, planul ar sta în felul următor, da? Ok. Ai o găleată la tine? Chiar cred că am o găleată, stai un pic. Da, uite, am. Am și-o. Scot apa? Da, cred că trebuie să scoți apa. Că eu o să pun aici momentan. Bun, da. hai încoace, că cred că... Hai la ăsta, la ăsta. Bun, ia să vedem. Cum se făcea chestia asta? Deci luai... Cu găleată, da. Aha. Stai că te ajung și eu. Uleu! Bun, deci ai văzut, dai o dată pe el, o dată pe asta, da? Da. Hai repede, să țin și de 6 în același timp. Îți trebuie o singură găleată, da. Mamă, dar e mult de umplat. De umplut? De mutat. Păi nu, Civane, am putea să... Umplut, e umplat. Am putea să efectiv facem asta automat, numai că e mult prea greu. Nu, dă-i așa, dă-i așa. Face asta, de exemplu. Mamă, cum era să lăsăm benzin acolo în secție? Cred că nu ne mai întoarcem acolo, că riscăm prea mult. Posibil să da, nu. Ce faci? Dacă depinde cineva, zicem că noi suntem din angajați. Da, zicem că... Că nu ne prinde mă nimeni aici, nebun. Cred că e gol. Deci efectiv. Băi, a? Ba nu. Acum e gol, acum e gol. Cred că am luat eu și am pus o găleată înapoi în butoi. Bun, deci ăsta e gol. Bă, mai avem încă 4, dar fii atent. Mai punem unul și vedem după dacă mai punem, că restul... Fii atent, hai să umplem astea două pompe și eu zic că e suficient. Da, dar o să... Vrei să ții tu butoaiele? Bă, dar nu mai merge. Păi cum? What? Puneam în gol, nu știu ce se întâmplă. Vezi că trebuie să pui pe aia mică de acolo. Exact, aia verde, dar dacă nu merge. Dar vezi că tu iei de acolo și pui în... Nu, Civane, tu iei din... Doamne. Pentru că dau pe lângă de aia. Efectiv, tu luai din pompă și puneai înapoi în ăsta. Dar voiam să fac repede. Hai să... Hai pe ăsta cu ace, mersi. Concret. Bun, deci rămâne la tine și rămân astealte la mine. Bun. Uite, da, ia blocurile astea înapoi. Perfect. Ok, părea să fie liber. Hai, vrei repede să furăm și avionul ăla, să-l colorăm altfel? Hai și aia e? Hai să luăm avionul, da. Stai să luăm și butoiul ăsta care era pe jos. Ok, Ovidiu, nu... unde-i toată lumea, gen? Nu știu, mă, cred că sunt la minată și cine știe ce fac. La minat, probabil, da. La minat. Hai repede să vopsim ăsta, că am eu o cutie de spray ilegală pe undeva și îi schimbăm nuanța și nu o să se prindă. O să zic că mi-am cumpărat eu 6 avioane, dacă e. Sau îl vrei tu? Nu-l vreau, că am, e ok cu unul. Ok, eu atunci adaug la colecție. Stai, deschidem și mie ușa. Cum apără Nocivanul tractor. Deschidem și mie asta de jos. Că nu pot. Are nevoie de ajutoare. Vede Bianca că vii cu un nou avion. Da, uite, nu mai dai bani pe avioane. Uite Bianca ce am adus, vezi? Un nou avion, ești fericită? Hai la mine, Bianca, să zic ce și-o mai cumpăra Pink. Nu vine mă la tine, hai la mine, Bianca, că eu... uite, vezi? Pe mine mă știe, mă, Nocivane, nu ai tu treabă. O să pun înapoi costumul. Hai că pun și eu aici. Bă, acum, întrebarea e, unde, Dumnezeule mare, am păstrat eu odaia de culoare? Era odaia de spreiat. Am eu, dacă nu mă duc acasă să se aduc. Ai tu odaia? Ce culoare ai? Păi cred că am și care nu are încă culoare pusă, gen nefolosit. Da, ia adu de aia, ia, adu una albă sau, lasă că facem aici, dar adu două de alea, că facem noi culorile. Bun. Ok, nice. Ca să îl resetăm și să-i dăm o culoare pe care nu o am încă și cred că acea culoare va fi, ce culoare am putea să o facem? Avem verde, avem cian. Care-i mă culoarea care mi-ar lipsi? Încerc să-mi dau seama. Am putea să facem mauve, I guess. Like roșu și cu... Sau roz. Roșu și cu alb, right. Ok, putem să facem roz. Hai să facem avionul roz. Și pentru asta o să ne trebuiască o floare roșie. Așa, și cu asta, și cu asta, și cu asta. Pink dye, perfect. Ne trebuie doar una, bună.
Așa. Gata, bă, nu mai fă așa urbă, Bianca. Bun, ne mai trebuie, cum îi zice, un os. Mă rog, sau bone meal, ca să facem culoare albă. Bun, și vine nocivanul cu două de alea, facem spray can-urile și gata. Bun, o să punem astea, uite, ascunse fix aici, pam, 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 și au toate efectiv full de benzină făcute. Bă, îmi pare rău, dar gen, pentru bunăstarea orașului a trebuit să facem asta, efectiv. Nu e problema noastră dacă polițaii sunt ultimele putori, cineva trebuia să îi învețe o lecție, trebuie să fiți de acord cu mine în secțiunea de comentarii și dacă sunteți, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii că sunteți de acord cu mine. Astea sunt gunoaie, asta nu ne mai trebuie, în rest cred că suntem destul de ok. Ia uite toată costumația asta. Fincane, am o am mică problemă. Lucru bun de zi și un lucru rău, așa că zic ce vrei. Ok, zi care e lucrul rău. Nu am găsit nefolosit, dar am unul roșu totuși. Este mai bine decât să rămân albastru. Roșu. Da, 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 bine, bine, atunci îi dăm... Momentan măcar, poți să ții spray-ul? Mă, ce e aici? What? Ce? Să stea pe jos. Ah, sunt... Ah, le-am aruncat eu, nu, le-am pus eu acolo în ceva. N-ai treabă, că n-ai treabă cu ele, lasă. Și stai mă, tu, dacă-ți găsește poliția depozitul aici... Nu găse... Bă, dar nu intră mă poliția așa random. Stai liniștit, nu se întâmplă nimic. Plus că... Cred că cel mai bine ar fi să ascunzi undeva într-un biome, că nu intră. Lasă că o să... Actually, ar fi o chestie să le ascund. Știi undeva că dacă aici. Pui undeva, da, 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 undeva pe dreapta acolo. Ia, dacă uite, chiar fac după chestia asta. Ești aici în spate. Oh, stai că știu exact unde pot să pun și nu găsește nimeni. Alea cât de fain arată. Chiar arată fain. Da, uite, adică sunt și niște de alea de căul dacă ești atent. Chiar okay, a fost gândit. Ok, o intra Bianca aici. No, stai liniștit că o scoatem, nu e problemă. Gata, ia, uite, le-am ascuns aici, nu le vede nimeni. Da, e perfect acolo. Okay. Așa, hai înapoi, hai afară Bianca, că nu e de tine aici. Mamă, deci cum... în momentul ăsta oricum nu-și pot da seama că e avionul poliției, pentru da, că exact. E roșu. E roșu, nu mai știu băieții. Combustibil are, mamă, jumătate are prin care mamă, mi-a venit și cu combustibil. Ia, deschide-mi și mie asta, că nu pot să ies așa, mersi. Și ușa, te rog. Ok, acum vreau să mergem un pic să vedem dacă îl găsim pe Patrocle Junior. Mai avem altceva de făcut? Nu, nu, cred că doar atât. Stai să las avionul ăsta aici. Bun, te aștept. Uite, un avion la mine pe casă, ok? Păi hai că vin fix cu ăsta. Păi hai că, șoșo, dacă consum combustibilul de acolo, nu-i păi da. Let's go. Trebuie să-mi iau și eu avionul. O ajuns înaintea mea, nu pot să cred, bă. Păi cum, că eu era deja în avion. Opa. Avionul? Care? Avionul tău? Wow, bă, ce YouTuber poți. Eu când ți-am zis că poliția avionul ăsta de un milion de ori m-am săturat. Unde e eu acum? Eu când ți-am zis că poliția ăștia nu fac nimic, poate nu m-ai crezut. Ia uite. Ok, Pin, cred că trebuie să-mi lași mie avionul ăla măcar o perioadă. Bine, bine, hai că ți-l las ție nocivane pentru o treabă bine chiar făcută. Chiar n-am altul momentan, dar îl găsesc și ți-l înapoiesc pe ăsta, promit. Mamă, ce apă falsă are în ciubarul ăla. Ok, păi, acum ar trebui să mă duc la poliție, nu? Să zic că mi s-a furat avionul. Da, o să mă da, ajute cred cineva. Că, cred că nu te duci la poliție o vreme. Ok, mă duc să caut și să-mi păi zici unde dacă vrei găsești să... ceva, ok? Unde căutăm? Ce căutăm? Păi, deci Patrocle Junior, trebuie clar ori să fie pe pilotul cuiva, ori poate le vedem din avion, pe undeva, nu știu. Patrocle Junior, din câte știu eu, are ochelari pe ochi, sper să mai aibă, dar în fine, îi vezi numele. Bine, hai că mă duc și o să arunc o privire, dar nu garantez nimic. Da, nu mai... Mă, nu se găsească, mă, mergând așa în avion, ce Dumnezeu, e un câine mic. Nici nu-l vezi pe mini-hartă când... Patrocle Junior, mă, unde... Oh, stai să-mi pun și eu mașinuța înapoi aici, mamă, ce-mi place, bă. Of, în sfârșit ne răzbunăm puțin. Cred că mai urmează multe lucruri rele pe care trebuie să le facem, pentru că efectiv își bat joc, bă, polițiști ăștia, bă. N-au, bă, nici... Bă, n-au niciun Dumnezeu, bă, n-ai treabă cu ei. Și zicea asta de un câine. Bă, clar, nu cred că o să se vadă absolut nimic din avion, nu știu cum să zic, dar efectiv din avion nu cred. Patrocle Junior, sunt aici niște câini, un pug. Mamă, uite ce... Mă, ce e bătaia asta de joc, bă, bă. Uite-l și pun ociv. Cadou. Doamne, lasă-mă, nu-i mai suport pe youtuberi ăștia, gata, gen, se termină seria, nu știu cum să vă zic, de actually ultimul episod.
O să ne ridicăm, uite așa. Aici nu e niciun Patrocle Junior, nu? Cine e ăsta? Frigurel, ok, ăsta nu e Patrocle Junior. Bun. Nu știu ce să zic. Bă, dar știi ce îmi place foarte tare, mă? Casa lui Sinner. Genia a făcut Danny B.H. o casă. Bă, arată bine rău, bă, bine rău. O casă de genul aș vrea să am pe următoarea mea serie. Chiar arată foarte, foarte mișto. Gen, cred că o să fac... Unde? Stai, unde a zis? Ah, acolo. Opa! Fii atent, cred că va funcționa cu fluierul. Din câte știu eu, dacă fluier, vor veni toți câinii pe care i-am la mine. Așa că hai să vedem. 3, 2, 1... Oh! Maia? Ăsta roșu cine e? What? N-am idee, jur că n-am idee. Cred că era un câine la care nu am apucat să-i dau nume și l-am pierdut de mult. Uite, Patrocle Junior? Uite-l! Bă, chiar funcționează, let's go! Vezi că sunt toți câinii aici. Dar de unde a venit ăsta? Dacă cumva, cineva îți mai fură câinii, uite aici. Poftim. Păi eu n-am... Ai fluierul. Opa, opa. Ia, deci tu un fluier, că-s curios dacă vin nu că vin, nu, că vin ăia ai mei din casă și trebuie să-i duc înapoi, nu ceva, nu. A, și te chinui, da. Da, dar oricum, chinui, dacă ți mai fură cineva vreun câine, așa îl recuperezi. Mult așa mai simplu. Facem. Mamă, bă, nu ceva, ne... Patrocle Junior are level maxim la mine. Bă, tu ți-ai bătut capul, mă, cu ei, eu n-am mai făcut, mă, am abandonat ideea cu câinii. Astăzi ne-am bâlbâit amândoi, total. Nu, că am făcut la viștor, nu ceva, eu am o dicție. Da, și eu tot așa am făcut la viștor, deci am o dicție extraordinar de bună, nu mă încurc niciodată, pot să vorbesc efectiv așa non-stop și nu mă încurc, da. Știu și eu, mai fac în mod ironic, să nu creadă cei care se bâlbâie că sunt singuri, știi, am așa o milă față de ei, îți dai seama, da. Da, la fel și eu, corect. Bine, păi hai că îți las atunci avionul, e roșu, n-ar trebui să se întrebe nimeni nimic, suntem safe, nu ne cunoaștem, nu știm ce s-a întâmplat la poliție, polițaii sunt foarte frumoși, îi iubim, își fac treaba. Da, poliția din My City e cea mai tare. Mm-hmm. E foarte de treabă și își fac treaba și nu se fură chestii. Da, și mă bucur că mi-am recuperat avionul, chiar l-am găsit repede. Chiar era fix aici în curte după piscina aia, da, nu se vedea de piscină. Bă, dar m-a ajutat poliția, n-avem ce zice. Da, și-au făcut treaba de minune, pot să zic că îmi place. Bine, Nocivane? Da, okay, să nu-ți uiți avionul, o zi în continuare. Da, bună idee, că plecam fără aer. Bun, și mersi. Și încă ceva pentru abonați, like! Like-ul la blană, subscribe-ul la blană. Și pa. Ah, ce-mi place, bă, ce fain e Nocivan, bă, ce fain, ce îmi place să filmez cu Nocivan, oameni buni, apăsați like. Așa o să fac și eu în următoarele 5 secunde, imediat ce îmi pun avionul. Și pe viitor trebuie să facem lucruri bune, pentru că acum am făcut lucruri rele, dar o merită, bă, youtuberii ăștia, nu-i mai suport.